Cheile Sohodolului vor fi modernizate doar pe jumătate. Lucrările de modernizare a drumului județean ce tranzitează cheile și leagă județele Gorj și Hunedoara au început deja, însă ele vizează doar o porțiune a traseului. Consiliul județean Gorj a alocat o parte din banii pentru asfaltarea a circa 6 km de drum, din cei aproximativ 17,5 km cât sunt pe raza județului. Pe întreg drumul însă se vor face ziduri de sprijin, rigole betonate, poduri și podețe, se va pune balast și piatră spartă. Primarul comunei Runcu, Adi Câmpeanu, spune că autoritățile din județul vecin au demarat la rândul lor procedurile pentru a moderniza porțiunea de drum ce se află în Hunedoara. Colegii de la Hunedoara au depus studiul de fezabilitate acum aproximativ 2 săptămâni, au obținut finanțare pe el, sunt în faza de realizare a proiectului tehnic și probabil după ce realizează proiectul tehnic, în faza de proceduri de achiziție publică, obiectivul este să legăm județul Gorj de județul Hunedoara prin cheile Sohodolului, localitatea Runcu. Ce înseamnă următorul proiect la dumneavoastră? Adică următoarea sursă de finanțare nu este identificată la momentul de față, probabil va fi pe Angel Salini sau o altă măsură de finanțare care va apărea în anii următori. Lucrările la drumul din Valea Sohodolului sunt finanțate pe situații de urgență după ce malul s-a surpat în urmă cu 2 ani, iar de atunci alunecările au avansat și au rupt bucăți din asfalt. Valea Sohodolului a devenit una dintre cele mai vizitate zone în perioada verii, mai ales în weekend când devine supraaglomerată.